Firmele din Europa sunt interesate tot mai mult de forța de muncă din țara noastră. Acestea caută prin intermediul EURES atât specialiști în diverse domenii, cât și muncitori necalificați. Dacă înainte cele mai multe joburi erau puse la dispoziție de angajatori care proveneau din Grecia, Italia și Spania, acum naționalitatea patronilor care vor să angajeze români este alta. Țările sunt Germania, Spania, numai că v-am spus nu vor în domeniul agricol, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Belgia. La această dată, angajatorii străini oferă românilor interesați de un loc de muncă în afara țării peste 500 de posturi. Cele mai multe joburi sunt oferite de firmele din Ungaria, Germania, Norvegia și Olanda. Se caută angajați cu studii superioare sau meseriași. Ungaria, 117 posturi în următoarele domenii: IT, construcții, prelucrarea lemnului, în gastronomie, prelucrarea cărnii, în vânzări, panificație, cofetărie și în producție. Din Germania avem 112 posturi în domeniile transporturi, feroviar, prelucrarea cărnii, aeroportual, portuar, hotelier, gastronomie, grădinărit, în domeniul naval, în producție și în servicii. Din Irlanda am primit oferte și avem 10 posturi în domeniul transporturilor, Marea Britanie 15 posturi în domeniul farmaceutic, Norvegia 98 de posturi în domeniile medical, auto, servicii, grădinărit și în producție. Autoritățile naționale susțin că românii nu mai doresc să lucreze în agricultură. Ei nu s-au reorientat cu privire la domeniul de activitate în care doresc să muncească, dar și ca țară, preferate fiind țări precum Germania, Norvegia, Irlanda sau Marea Britanie, unde veniturile sunt mai mari decât în Grecia, Spania, Portugalia și Italia.